Bun găsit! Iată-ne la o nouă ediție a rubricii Azi, odată, în încercarea de a afla mai multe despre trecutul omenirii pentru a putea înțelege mai bine viitorul. În 1536, conquistadorul spaniol Pedro de Mendoza a înființat orașul Buenos Aires. În 1600, Mihai Viteazu s-a adresat din Alba Iulia papei Clement al VII-lea, cerându-i ajutor împotriva otomanilor. În anul 1744, Papa Benedict al XIV-lea a publicat scrisoarea enciclică Inter Omnigenas, cu privire la responsabilitatea morală a creștinilor care se rușinează să mărturisească propria credință. În 1808, Papa Pius al VII-lea nu a aderat la blocada continentală impusă de Napoleon tuturor statelor europene pentru a izola Anglia. Napoleon, drept represalii, a ocupat Roma, pe care a înglobat-o în regatul Italiei împreună cu Ancona, Macerata, Urbino și Camerino. În 1848 începe Goana după aur în California. Prima navă de emigranți chinezi debarcă pe țărmul californian în căutarea norocului. În 1870 a fost demascată minciunea evoluționiștilor. S-a demonstrat că faimosul gigant din Cardiff nu era altceva decât gips și nici de cum resturi petrificate ale unei ființe omenești. În 1871, orașul Roma devine capitala Italiei. În 1889, în fața Teatrului Național din București, sunt instalate primele două lămpi electrice pentru iluminatul public. În 1948 moare Smaranda Brăescu, aviatoare și parașutistă română de renume mondial. Ea a fost prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană la parașutism și campioană mondială în 1932 cu recordul de 7200 de metri. În 2009, guvernul din Zimbabwe a anunțat tăierea 12 zerouri din dolarul zimbabwean. Astfel, un trilion de dolari zimbabweni au fost revaluați la un dolar zimbabwean nou. Astăzi este ziua unui animăluț foarte simpatic. Ziua marmotei a fost înființată în 2002 cu scopul de a celebra aceste ființe interesante care nu primesc suficient atenție la nivel mondial, deși le putem găsi pe aproape toată suprafața Pământului. Există totuși anumite părți ale lumii unde marmota este apreciată cu adevărat. Spre exemplu, un loc deosebit de atent cu ziua marmotei este Alaska. Locuitorii din Alaska obișnuiesc ca în această zi, pe lângă alte activități în comunitate, să ia masa cu cei dragi și să discute despre marmote. Desigur, glumele nu lipsesc de fel. Un alt oraș din Michigan celebrează ziua marmotei prin intermediul unui festival cu jocuri și chiar concursuri între marmote. În Biblie, animalele au un rol foarte important. În primul rând, când au fost create, Dumnezeu s-a uitat la ele și a spus că tot ce făcuse era bine. Apoi Dumnezeu a vorbit animalelor la potop, le-a trimis spre arca lui Noe. Apoi Dumnezeu a trimis la Elisei un corb să-i aducă mâncare. Tot în Biblie ni se spune în Matei 10 cu 29 la 31 că Dumnezeu are grijă de păsări și că de oameni se îngrijește cu atât mai mult decât de animale. Biblia ne mai povestește despre un Dumnezeu care face ca iarba să crească pentru ca vitele să aibă ce să mănânce. În Numeri descoperim un măgar care simțea prezența îngerului din calea sa, deși omul nu o simțea. Dumnezeu spune în Psalm 24:1: Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Dumnezeu l-a lăsat pe om să aibă grijă de pământ și de tot ce este pe el. Să ai grijă de pământ și de tot ce este pe el înseamnă să respecti și să te îngrijești și de animale. Înseamnă că animalele trebuie să fie prețioase pentru noi. Trebuie să ne îngrijim de ele pentru că și ele, ca și noi, aparțin lui Dumnezeu. Sunt Rahela Petrescu și mâine dimineață de la ora 7, de la ora 8 sau de la ora 9 vă aștept la o nouă ediție Azi, odată. Să aveți o zi excelentă!